Yeah, I like it. Soldier boy. Ready? They give us a room with a view of the beautiful life. They give us a room with a view of the beautiful life. Give me a money old creek and tax it any old time. I got those hot 2, 3, 4 occupation GI blues. GI blues. GI blues. I'm a GI. Come on, everybody, and snap your fingers now. A fost? Mie mi-a plăcut de spectacolul lor. Oricum toată lumea se așteaptă că ei să facă bine, ceea ce este o sarcină foarte mare pentru ei. Eu singurul lucru i-aș recomanda, pentru că sigur o să mai faceți chestia asta, ridicările, acrobațiile, să aveți mai multă grijă. Ce asta, mă, ridicarile? Care sunt d-alea la dinți? Ridicarile, a zis. Ridicarile. Bun și cuvântul ăsta, sezonul 12 lipsea ceva. Sezonul al 12-lea. Hai, lasă că o să mai am și mai bune decât asta. Crezi? Asta. Iar ca și rock and roll, mai în caracter nu cred că se putea. Așa că pentru mine foarte bine. 9,5. Notă mare, se începe cu o notă mare. Să nu uităm, această echipă a ieșit pe primul loc săptămâna trecută. Beatrice Rancea. Doina, coregrafa voastră a avut o idee extraordinară, v-a creat o coregrafie extrem de dificilă. Apropo de ridicările, prizele au fost foarte, foarte spectaculoase, cu toate că au fost extrem de grele. Le-ați realizat cu foarte mare ușurință, practic, pentru noi ca și spectacol. Personaje foarte bine jucate, mi-a plăcut în mod deosebit. Din punctul meu de vedere, ca spectacol, a fost excelent. 10! 10! Cornel Patrichi. Aș da și eu 10, dar fiind primul dans, mi-e frică că după aia, dacă vine unul cu trebuie să dai 11, 12. Păi bravo, ah. Și de unde le mai scot? Pepe, oricum, să știi că m-au atacat toate fetele azi de la Metro să-mi spună că tu o să câștigi 9,5. 9,5. Dar acum, stimați telespectatori, vă prezint emisiunea Bucuriei pe sfârșit. Dimpotrivă, hai să râzi, am fost foarte bucuros să văd două versiuni ale lui Ștefan pe scenă. Numai că una dintre ele îmi părea, doamne, că face reclamă. Îmi părea că una dintre ele face reclamă la șampon din ăsta pentru creșterea părului.
Cât despre dans, dansul a fost mai slab decât l-ar fi făcut prezentatorul Ștefan Bănică Junior din seara asta. V-am spus eu. Deci asta e evident. E evident. Despre rock'n'roll am de spus așa. Astăzi n-a fost cea mai bună zi a voastră. Ați fost un pic încordați, ați avut emoții sau nu v-ați încălzit bine. Pentru că prizele alea n-au ieșit așa curate cum ar fi trebuit. A fost puțină agitație acolo. Probabil că vroiați prea mult sau ați împins prea tare. Iar în momentul în care făceați pașii de rock'n'roll sau de jive, pentru că ați ales și pași din ăștia, mi-ar fi plăcut să văd mai mult acțiunea asta specifică de bounce, da? Ridicăile și coborâile și picioarele un pic mai energice, să vă văd mai mult în aer decât pe podea. Dar a fost un dans bun. A fost un dans bun. Felicitări, nota 9. 9! Totuși, 9. Asta pentru că, na, da, ai fost, da, și da, tu pe aici și, da, am înțeles, da. Tu, drăguță, a, tu nu vorbești, iartă-ne. Nota secretă acordată de Emilia Popescu în această seară. Mulțumesc frumos!